Doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Vicepremierul Andrei Spânu consideră exagerat tariful de 24 de lei pentru gazele naturale solicitat ieri de Moldova Gaz la ANR. Totuși, potrivit acestuia, costul trebuie majorat pentru că prețul de achiziție a combustibilului nu mai poate fi acoperit din tariful actual de 15 lei și 18 bani cu TVA inclus. În același timp, oficialul dă asigurări că statul va compensa parțial tariful gazelor pentru consumatorii cu venituri modeste. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni TV. Andrei Spânu a spus într-o emisiune de la Jurnal TV că tariful actual al gazelor nu mai acoperă prețul de import, ceea ce înseamnă că trebuie majorat pentru acoperirea devierilor, așa cum declarase miercuri și Vadim Ceban, șeful companiei furnizoare. Calculele arată că tariful care este acum nu acoperă costul gazului pe care noi îl achiziționăm de la Gazprom. Ori știm foarte bine că în luna trecută am avut aproape 1200 de dolari, în luna aprilie, în luna mai vorbim de 920 de dolari. Devierile negative care s-au adunat au făcut ca Moldova Gaz să vină cu această solicitare către Andrei. Eu sunt sigur că Andrei trebuie să facă calculele. Mie mi se pare un pic exagerat acest tarif, adică final de 24. Vicepremierul a mai spus că dacă Andrei va da curs solicitării Moldova Gaz, statul va compensa parțial tariful pentru o parte a consumatorilor. Să vedem cine sunt familiile care trebuie să primească și cât trebuie să primească fiecare ca să poată să-și achite facturile. Cei mai vulnerabili, v-am spus care sunt. Pensionarii, familiile cu mulți copii, persoanele care au anumite probleme sau au venituri foarte, sau șomerii. Sunt extrem de multe alte categorii care trebuie ajutate mai mult decât alții. Spânu a mai spus că Moldova Gaz urmează să aibă vineri o ședință cu reprezentanții de la Gazprom pentru a vedea dacă pot fi negociate condițiile de plată, despre care afirmă că au creat probleme în contractul actual. Într-o piață normală, stabilă, s-a pus tariful. Avem un preț de achiziție care este stabil pe un an de zile și nu ar trebui să apară probleme de achitare. Însă, în situația în care ai prețul de la 800 la 3000 de dolari, diferențe de la săptămână la săptămână, aceste discrepanțe în preț au creat aceste vulnerabilități în sensul de a plăti. Potrivit vicepremierului, guvernul încearcă să găsească mai multe surse de achiziționare a gazelor pentru diversificare, dar dacă se va dovedi că înțelegerea cu Gazprom este mai avantajoasă, aceasta va fi continuată. La aceeași emisiune, Spânu a spus că nu există o legătură între solicitarea Moldova Gaz de majorare a tarifului la gaz și reținerea lui Igor Dodon, lucru declarat miercuri și de șeful companiei Vadim Ceban. Purtătorul de cuvânt al ANRE, Galina Sanduța, ne-a spus că instituția de reglementare a recepționat cererea depusă pentru ajustarea prețului la gaz, precizând că aceasta va fi examinată în termenul prevăzut de lege, care este de 180 de zile. Din 1 aprilie, moldovenii achită tariful integral la gaz de 15 lei și 0 bani cu TVA inclus, iar luna martie a fost ultima lună în care guvernul a compensat parțial tariful gazelor naturale pentru consumatorii casnici. Procurorii anticorupție cer mandat de arestare de 30 de zile pentru fostul președinte Igor Dodon și cumnatul acestuia, reținuți acum 2 zile. Rând pe rând, ei au fost aduși astăzi în fața magistraților de la judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana, iar după ce au fost ascultați, judecătorii au intrat în deliberări. Accesul presei este limitat, mai exact, jurnaliștii sunt ținuți la ușa instituției. Primul escortat de ofițerii CNA a fost fostul șef al statului, Igor Dodon, care a spus că are de făcut 3 declarații, dar nu a fost lăsat să vorbească. Iar cumnatul acestuia, Petru Merineanu, a refuzat să discute cu presa. Este un dosar penal, mai zi ziua. A doua și a treia o fac în mine. Avocatul lui Igor Dodon a declarat că dosarul clientului său este unul politic, nu bazat pe fapte. La moment nu putem să destinuim anumite detalii din anchetă. Bunurile altor persoane care au muncit o viață întreagă, care și-au făcut afaceri, se încearcă a invoca că sunt ale dumnealui, cei ce iarăși nu corespunde realității. Accesul pentru presă este limitat. Mai exact, jurnaliștii sunt ținuți la ușa instituției din cauza statutului pe care îl are fostul șef al statului, au spus forțele de ordine. Motivul personalității dumnealui și riscurilor care pot fi atât pro cât și contra dumnealui, suntem nevoiți să întreprindem anumite măsuri de protecție, adică ca să acordăm posibilitatea judecătorii să se expună pe caz nefiind influențate de alte momente. Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, susține că a insistat pe arestarea lui Dodon pentru că acesta să nu distrugă probele, dar și din alt motiv.
proces verbal de examinare, documente, proces verbal de la percheziție domiciliului, automobilor, care confirmă chiar că astăzi dumneavoastră trebuie să pleci exploatare Republicii Moldova la ora 9. A fost găsit mijloace de bănești în altă valută, altui stat, în sume, nu vreau să divulg, dar sume mari care indicau caracterul intenționat de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Cu referire la afirmațiile lui Igor Dodon și avocatului său, precum că dosarul ar fi unul politic, procurorul general interimar Dumitru Robu a declarat că acuzatorii acționează numai în interesul legii, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților persoanei. Procurorii își îndeplinesc obligațiunile și atribuțiile de serviciu și acțiunile dumnealor se încadrează perfect în corectitudine, obiectivitate, iar careva mixtiune, cum sunt invocate de către careva persoane politice, este inadmisibil în activitatea procurorilor. Procurorii doar corect și obiectiv acționează și în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova. Robu a mai adăugat că urmează a fi investigate scurgerile în presă a informațiilor din anchetă, mai exact a modului în care a fost publicată recipisa semnată de Galina Dodon, în care figurează suma de 25.000 de euro pentru un set de mobilier. Amintim că președintele Maia Sandu a negat în repetate rânduri orice imixtiune în actul de justiție, precizând că nu dă indicații procurorilor și judecătorilor și le-a cerut acestora să-și facă treaba. Marți, după aproape 11 ore de percheziții, fostul președinte Igor Dodon a fost escortat în izolator pentru 72 de ore în dosarul supranumit Punga Neagră. Politicianul este acuzat de corupere pasivă-activă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Deputații PSRM din cadrul blocului comuniștilor și socialiștilor au părăsit ședința de astăzi a Parlamentului nemulțumiți că, citez, opoziția ar fi obstrucționată și nu îi se permită să prezinte inițiative legislative de către majoritatea parlamentară. Am încheiat citatul. Anunțul despre plecarea din plen l-a făcut deputatul PSRM Vlad Batrâncea în debutul ședinței. În reacție, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează declarațiile. O reacție ne-a oferit însă deputatul PAS Lilian Carp. Parlamentul Republicii Moldova s-a transformat într-o mașinărie de vot. Noi constatăm că opoziția este ignorată și mai mult, astăzi opoziția este amenințată cu răfoială politică. Asistăm la un atac obraznic la justiție televizată la adresa ex-președintelui țării Igor Dodon. Noi boicotăm ședința de azi a Parlamentului și atunci când nu suntem auziți în Parlament, ne alăturăm protestelor și chemăm oamenii să protesteze pentru dreptate. Nu întotdeauna, din păcate, reprezentanții blocului comuniștilor socialiștilor se prezintă, nu se prezintă pentru a prezenta aceste proiecte. Eu pot să vă prezint ordine de zi. Mă rog, este și asta o formă de activitate politică. Este în drept fiecare să apeleze sau să-și construiască activitatea politică cum o consideră de cuvință. Blocul comuniștilor și socialiștilor a boicotat ieri ședințele comisiilor parlamentare pentru a participa la protestul în susținerea fostului președinte Igor Dodon. În fața judecătoriei a avut loc un protest în susținerea lui Igor Dodon, manifestație desfășurată a treia zi consecutiv. Partidul Socialiștilor împreună cu membrii și simpatizanții ai formațiunii au cerut libertate pentru președintele de onoare al PSRM. Unii dintre ei au spus că în acest caz se îndeplinesc indicațiile politicienilor și au cerut o justiție corectă, susținând că reținerea lui Dodon este un act de ilegalitate și au menționat că vor continua. Protestatarii și-au manifestat nemulțumirea față de reținerea fostului președinte Igor Dodon și au scandat în fața judecătoriei Ciocana mai multe lozinci în susținerea acestuia. Eu sunt aici pentru ca el să fie îndreptățit. El într-adevăr este un om cinstit. Credem că este o decizie incorrectă a puterii, așa că vom lupta pentru adevăr. Astăzi, dar și mâine sau cât va fi nevoie, vom sta aici ca să obținem eliberarea lui Dodon, iar justiția să prevaleze.
La protest au participat și deputații socialiști care susțin că vor lupta până Moldova va avea o justiție independentă. Învinuirile prostești și inventate de care este acuzat într-o comandă politică, de aceea el trebuie să fie eliberat. Noi vom protesta până în Republica Moldova va apărea o justiție independentă și nu va îndeplini comanda regimului. În reacție la acuzațiile protestatarilor, procurorul responsabil pe comunicarea cu mass media din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Kerpec, ne-a declarat că instituția pe care o reprezintă nu comentează afirmații politice, iar procurorii își îndeplinesc atribuțiile în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind excluse orice imixiune. Iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, ne-a spus că PAS pledează pentru o justiție care să își facă treaba. Am spus-o în campanie electorală și o spunem și acum, hoții, corupții, cei care au sărăcit acest stat trebuie să fie pedepsiți. Țara trebuie curățită de politicieni care de-a lungul anilor au acționat exclusiv în interesele personale. Totodată avem nevoie de un sistem de justiție puternic care să asigure tuturor transparență în procesul de judecată și să ducă dosarele până la capăt, a mai precizat Vlas. Reprezentanții guvernului spun că executivul a promis să lupte cu fenomenul corupției și să restabilească încrederea oamenilor în justiție, așa cum trebuie să funcționeze lucrurile într-un stat democratic. Faptul că PSRM este vădit deranjat de acțiunile procuraturii, adică de un exercițiu democratic și legal, demonstrează faptul că acțiunile guvernului din aceste 9 luni încep a da roade. Guvernul nu distrage atenția cetățenilor de la problemele cotidiene. Guvernul elaborează politici pentru a le diminua sau eradica tuturor celor din aceste probleme pentru a face viața oamenilor mai bună, a mai declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu. Amintim că în data de 18 mai, procurorul general interimar Dumitru Robu a dispus pornirea urmăririi penale în dosarul supranumit de presă Punga Neagră. Ancheta a fost inițiată în urma publicării unor înregistrări video din vara anului 2019, în care fostul președinte Igor Dodon discută cu Sergei Yaralov și fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, iar cel din urmă i-a transmis lui Dodon o pungă neagră cu calendar. Fostul deputat al platformei Demnitate și Adevăr, Iurie Reniță, care a publicat imaginile, spunea că în interior erau bani. Cu referire la respectivele imagini, în cel de-al doilea mesaj postat pe internet după reținerea sa, Igor Dodon a spus că, cităm, în iunie 2019 m-am expus unui risc enorm, atât eu personal cât și familia mea, în perioada când purtam pseudo-negocieri cu Plahotniuc, conștientizând că sunt înregistrat video cu scopul de a debarca regimul oligarhic. Mi-a reușit acest lucru și am oferit atunci o nouă șansă Republicii Moldova. Anterior, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS și cel al președinției au refuzat să comenteze conținutul celei de-a doua postări a politicianului. Procurorul general suspendat, Alexander Stoianoglu, a declarat la un an de la apariția filmulețului că nu există suficiente probe pentru inculparea fostului președinte, iar în octombrie 2020, judecătoria Chișinău a lăsat în vigoare ordonanța de refuz în pornirea unei urmăriri penale. Și Igor Dodon a spus anterior că imaginile cu sacoșa sunt un fake. Avocatul poporului Ceslav Panico își exprimă îngrijorarea privind îngrădirea accesului mai multor jurnaliști în sediul judecătoriei Ciocana, una de menire publică, se menționează într-un comunicat emis de instituția Avocatului Poporului. Tot acolo se spune că în acest mod a fost restricționată îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a reprezentanților presei. Ombudsmanul reiterează rolul important al jurnaliștilor de informare a societății și reafirmă că libertatea de exprimare și libertatea presei sunt cruciale pentru funcționarea unei societăți democratice. Iar orice limitare a exercitării activității jurnaliștilor trebuie să fie bine argumentată și proporțională și în corespunderea cu actele naționale și standardele internaționale, se mai spune în comunicat. Avocatul poporului îndeamnă autoritățile responsabile la corectitudine față de presă în vederea neadmiterii încălcării dreptului la informația populației și anunță că va monitoriza în continuare respectarea de către autorități a exercitării profesiei de jurnalist.
Deputații partidului Șor, Ilan Șor și Marina Tauber au rămas din nou fără imunitate. Cu voturile deputaților PAS și a celor din fracțiunea Șor au fost aprobate cererile procurorului general interimar Dumitru Robu privind ridicarea imunității celor doi parlamentari. Procuratura cere arestarea și tragerea lor la răspundere penală și îi acuză de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani. Comuniștii au părăsit sala plenului înainte de procedura de vot, precizând că nu le recunosc pe Robu ca procuror general interimar legitim, iar cei din partidul Șor au declarat că nu se tem de nimic și nu au ce ascunde. La începutul ședinței, secretarul fracțiunii Marina Tauber a cerut ca Ilan Șor să fie audiat online în Parlament, cererea însă a fost respinsă. Chiar la începutul ședinței, partidul Șor a solicitat ca lui Ilan Șor să-i se ofere cuvântul în Parlament. Solicităm insistent ca domnul Ilan Șor, președintele fracțiunii parlamentare partidul Șor, să aibă luare de cuvânt online. Eu cred că dacă cei care sunt în sală, într-adevăr, sunt luptători pentru adevăr și vor să știe ce s-a întâmplat în cazul furtului miliardului, atunci nu aveți de ce să fiți împotrivă ca Ilan Șor, în calitatea dumnealui de deputat și președinte al fracțiunii, să vorbească astăzi plenului Parlamentului, dar și societății. Propunerea nu a fost acceptată. Deputatul este obligat să respecte cu strictețe Constituția, legile, normele etice și morale. Iar participarea deputatului la ședințele Parlamentului și ale comisiilor, comisiei permanente, din a cărei componență face parte, atenție, este obligatorie. Nu putem satisface solicitări exclusiviste pentru unii deputați. Ulterior, procurorul general interimar a dat citire cererii de ridicare a imunității parlamentare în privința lui Ilan Șor. Potrivit lui Robu, politicianul este bănuit de spălarea banilor comisă de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Că deputatul Ilan Șor, în perioada lunilor august 2012, septembrie 2013, având creat un grup criminal organizat în scopul comiterea infracțiunilor de sustragere a mijloacelor bănești din sistemul bancar a Republicii Moldova, a preluat controlul activității a băncilor comerciale Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Ați pronunțat în speech-ul dumneavoastră un grup criminal. Spuneți-vă rog, dacă există vreo hotărâre de judecată în privința grupului criminal, cine sunt membrii acelui grupări, cine glavari? Este bănuiala rezonabilă, bazată pe materiale probatorii acumulate de către procurori. Noi primii astăzi vom vota pentru ridicarea imunității a domnului Ilan Șor și a mea, deci ridicarea imunităților noastre, pentru că noi, stimate domnule procuror general, nu avem nevoie de imunitate și vrem să vă ajutăm și dumneavoastră și în genere societății, țării noastre, ca vinovați, care inclusiv stau alături de mine în această sală, vinovați în furtul miliardului, să fie pedepsiți. Deputații comuniști, înainte de a se procede la procedura de vot, au declarat că nu-l recunosc pe Dumitru Robu ca procuror general interimar legitim și nici nu vor vota pentru solicitarea sa, părăsind sala plenului. Noi nu vom participa la vot, părăsim ședința. Astfel, cererea procurorului general interimar privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului Ilan Șor a fost votată de 61 de deputați PAS și 4 deputați ai partidului Șor. Amintim că Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în prima instanță, în dosarul furtul miliardului. O decizie definitivă încă nu există, cauza fiind pe masa curții de apel. Deputatul este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu utilizarea banilor din trei bănci moldovenești. Șor se declară nevinovat și a spus repetat că nu este beneficiarul banilor furați din sistemul financiar și că adevăratul jaf s-a produs după ce a fost înlăturat de la conducerea băncilor.
Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!